De-a lungul anilor, cuvântul care zidește a desfășurat mai multe campanii umanitare, dar și cu scop educativ și cultural. Sociale, pentru tinerii privați de libertate, pentru copiii care provin din familii cu situații sociale și materiale precare, pentru categorii defavorizate pe piața muncii. Sprijiniți de inspectoratele școlare, dar și de alte asociații non-profit din toată Oltenia, membrii fundației au identificat copiii care au nevoie de ajutor. Majoritatea acțiunilor s-au bucurat de ajutorul voluntarilor, mulți dintre ei la rândul lor copii. Rolul dumneavoastră de soare coborât pe pământ pentru a aduce bucurie oamenilor și zâmbete pe chipurile copiilor prin activitățile numeroase și frumoase pe care le-ați desfășurat de-a lungul celor 15 ani. La Mehedinți ne-am mântuit cumva pe rădăcina acestei instituții, adică a Fundației Cuvântul care zidește, și încă de când sunt eu la inspectorat de vreo 10 ani, am reușit să colaborăm într-adevăr activ și frumos. Toți cei care le-au fost alături în cei 15 ani de activitate au fost răsplătiți cu diplome.